Toată lumea bună Americii s-a adunat anul acesta la gala Muzeului Metropolitan din New York. Sute de nume grele din showbiz și lumea sportului au strânit senzații la întâlnirea cu cea mai mare densitate de vedete pe metru pătrat din lume. Jennifer Lopez, Rihanna, Sharon Stone sau Justin Bieber au pășit pe covorul roșu din New York. Aproximativ 400 de actori, muzicieni, manechine și sportivi au participat la Met Gala 2021, după ce evenimentul a luat o pauză de 2 ani din calendarul mondan din cauza pandemiei. $35.000 a fost costul unui bilet de intrare. În plus, celebritățile au trebuit să facă dovada vaccinării sau să prezinte un test negativ COVID. Una dintre cele mai extravagante apariții a fost cea lui Jennifer Lopez. Aceasta a strălucit într-o rochie extrem de sexy, cu trenă, accesorizată cu o pălărie în stil cowboy și bijuterii masive. Rihanna s-a afișat cu o ținută extrem de nonconformistă. A îmbrăcat o haină neagră din fâși, semnată de Balenciaga. Cântăreața Billie Eilish a purtat o ținută inspirată de Marilyn Monroe, o rochie de bal vaporoasă cu trenă lungă. Și Sharon Stone a fost extrem de elegantă, protagonista din Basic Instinct a pariat pe negru. Rochia albă a fotomodelului Gigi Hadid a tras și ea blițurile fotografilor. Pe de altă parte, Kim Kardashian a mizat pe un look cu totul surprinzător. A purtat o rochie lungă, neagră, mulată, care să-i scoată în evidență formele voluptoase. Rapperul Lil Nas X nu a ratat nici de această dată ocazia de a șoca audiența. A purtat numai puțin de 3 ținute în cadrul evenimentului. Pe covorul roșu a fost prezent și Justin Bieber, alături de partenera sa, fotomodelul Hailey Bieber. Printre cei prezenți la eveniment au fost și nume mari din sportul mondial, Maria Sharapova, Serena Williams și Naomi Osaka. Proaspăta câștigătoare de la US Open, Emma Raducanu, s-a remarcat printr-o ținută alb-negru marca Chanel, accesorizată cu perle.